prezinte la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă în vederea efectuării plăților. Fac precizarea pentru clarificarea unor aspecte care au apărut în spațiul public, că angajatorii nu trebuie să avanseze de la ei plățile pentru șomaj tehnic. Tocmai aceasta este facilitatea pe care a pus-o la dispoziție guvernul. Plățile se vor face direct de către AJOFM, astfel încât în începutul lunii aprilie angajatorii să dispună de fonduri pentru acoperirea costurilor de șomaj tehnic. La fel se va întâmpla și la începutul lunii mai pentru perioada aferentă lunii aprilie, anume 1-16 aprilie, așa cum sunt reglementate cele două perioade, cea din martie și din aprilie, de decretul domnului președinte. Pentru alte categorii, pentru alți angajatori, pentru tot ce înseamnă angajator din mediul neguvernamental. Prevederile privind șomajul tehnic li se aplică în totalitate, astfel încât încurajăm deopotrivă agenții economici, organizațiile neguvernamentale să-și pregătească documentele și să le depună la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă. Echipele AJOFM sunt în acest moment în prima linie, primesc întrebările dumneavoastră, respectiv sunt deja organizate să proceseze informațiile în cel mai scurt timp de la depunerea documentelor. Pentru alți profesioniști, pentru alte categorii, pentru persoane fizice, pentru PFA, procedura pe care guvernul a stabilit-o și a detaliat-o prin actul normativ adoptat aseară prevede ca pe baza aceleiași proceduri, și anume o declarație pe proprie răspundere, să se depună solicitări la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, urmând ca pe măsură ce aceste documente se primesc să se efectueze plățile în cuantum de 75% din salariul mediu brut pe țară pentru fiecare solicitare adresată. Toate aceste solicitări se pot depune online, astfel încât să nu mai fie nevoie să ne deplasăm la sediile celor două entități, după caz angajator cu angajați la AJOFM, persoană fizică, întreprindere individuală la ANEPIS, și să putem comunica cu aceste instituții cât mai eficient cu putință. Am inclus prevederi detaliate cu privire la plata sportivilor. Având în vedere că activitatea cluburilor sportive este afectată deopotrivă de efectele epidemiei de coronavirus, și pentru această categorie guvernul a venit cu măsuri clare. Fiecare club sportiv care în acest moment are dificultăți în plata sportivilor angajați pe bază de contracte individuale de muncă, fiecare club se va prezenta la sediul AJOFM de unde își are sediul social, iar dacă sportivii sunt încadrați la cluburile sportive prin contracte de activitate sportivă, clubul se va adresa AJPIS, Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, pe baza unui tabel, pe baza unei solicitări la care atașează un tabel cu câteva informații despre sportivii pe care dorește să îi plătească prin fondurile puse la dispoziție de către guvern. Practic, prin aceste măsuri am creat o procedură mai simplă, mai clară, mai eficientă. Am dispus comunicarea exclusiv în mediul online, astfel încât, de îndată ce documentele sunt prezentate conform procedurii descrise anterior, cele două entități, pentru angajatorii cu angajați AJOFM-urile, pentru persoanele fizice, pentru PFA-uri, AJPIS-urile, să poată efectua plata cât mai repede. Acesta este obiectivul care ne interesează, să ajungă fondurile cât mai repede la cei care în acest moment se confruntă cu probleme serioase în plata angajaților, respectiv în acoperirea costurilor pentru activitatea pe care o desfășoară. Am să mă refer în continuare de la guvern, ministrul Muncii Violeta
Alexandru, cu măsuri în lupta cu coronavirusul, companiile primesc ajutor la plățile pentru șomaj, astfel angajatorii nu trebuie să avanseze de la ei plățile pentru șomajul tehnic, plățile se vor face de AJOFM. S-a vorbit și despre activitatea sportivilor, fiecare club aflat în dificultate de plată se va prezenta la AJOFM pentru a beneficia de facilitățile puse la dispoziție de guvern. Aceste declarații încheie jurnalul orei 11 din